Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. La 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 24 la 26. Este pagina în traducerea Cornilescu, 1170. 1170. 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 24 la 26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Vă mulțumesc, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. În seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la lecția numărul 12, din ciclul numit Trebuie să fim. În această seară, trebuie să fim blânzi. În dicționarul explicativ al limbii române, blând înseamnă omenos, pașnic, prietenos, blajin, răbdător sau amabil. În dicționarul biblic, blândețea este definită ca o atitudine lăuntrică care este creată de harul lui Dumnezeu care lucrează în interiorul oamenilor. În antichitate, blândețea a fost denumită ca și confuzia secolelor anterioare, pentru că omul primitiv vedea în blândețe un semn de slăbiciune. Atunci când bărbații își câștigau demnitatea de bărbați prin luptă, cu sabia, cu arcul, mai târziu cu alte arme, alte feluri de arme. În vremea aceea, când bărbații trebuia să lupte ca să trăiască, să-și protejeze familia și țara, atunci blândețea era definită ca o slăbiciune și unui bărbat nu-i stătea deloc bine să fie blând. El trebuia să fie agresiv, el trebuia să fie violent. Cu cât era mai agresiv, cu atât era mai bărbat, cu atât era mai promovat și mai apreciat. De aceea, în vremurile acelea, când bărbat însemna să ucizi mai mult, să fii mai violent, în vremea aceea, blândețea era apreciată ca o slăbiciune, mai ales pentru bărbați. Bună oară, Aristotel spunea că blândețea este punctul de echilibru între două extreme: mânia cronică și caracterul slab, molatic al omului care este incapabil să se înfurie, să se enerveze. Acest bărbat a avut impact asupra filozofiei clasice și toate generațiile de oameni care au fost afectate de filozofia aceasta au acceptat și punctul acesta de vedere. Platon, diferit de el, definea blândețea ca pe o înclinație naturală care relaționează între oameni și este opusă ferocității și cruzimii. În Vechiul Testament, blândețea era cântată ca fiind bunătatea lui Dumnezeu, Psalmul 119 cu versetul 3, sau Ezechiel, capitolul 3, versetul 3. De asemenea, era cântată ca fiind înțelepciunea lui Dumnezeu, Proverbe 24 cu 13. Era una dintre calitățile regelui mesianic care era așteptat de Israel, Zaharia 9 cu 9.
Și era una dintre calitățile poporului care va moșteni pământul. Psalmul 37 cu versetul 11. De aici se inspiră Domnul Iisus Hristos când citează în Matei capitolul 5, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Este Psalmul 37, versetul 11. În Noul Testament, blândețea de-a lungul timpului cunoaște o nouă dimensiune și în Noul Testament ea nu numai că nu mai este un semn de slăbiciune masculină, un semn de slăbiciune pentru bărbați, dar dimpotrivă blândețea este rodul, este consecința unei forțe în interior, lăuntrice, care ține de stăpânirea de sine. Galateni capitolul 5, versetul 22 și mai ales 23, acolo unde Biblia spune și roada Duhului dimpotrivă este. Și se încheie blândețea, înfrânarea poftelor. Apoi, la Efeseni capitolul 4, versetul 2, cuvântul Domnului ne prezintă blândețea ca fiind inspirată de umilință. Efeseni capitolul 4, versetul 2. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. De asemenea, la Coloseni, capitolul 3, versetul 12, Scriptura prezintă blândețea ca pe o inspirație și ca pe o exprimare a umilinței. Blândețea atinge culmea perfecțiunii în caracterul Domnului Iisus, în persoana Domnului Iisus, descoperindu-se în slujirea și caracterul acestuia, mai ales atunci când, în ciuda circumstanțelor de criză, reușește să manifeste o blândețe absolută în fața lui Pilat, care îl anchetează cu cruzime și îl condamnă cu nedreptate. În Matei capitolul 11, versetul 29, cuvântul Domnului ne prezintă atitudinea Domnului Iisus Hristos de blândețe. De asemenea, în capitolul 12, versetul 18 și în capitolul 21, versetul 5, aceasta încununează caracterul Domnului Iisus și conduita Lui. Prin excelență în Domnul Iisus a îmbinat autoritatea divină și blândețea divină. Această îmbinare este bizară pentru omul modern. Omul modern vrea să exceleze în autoritate, vrea să fie în control. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a îmbinat la modul absolut autoritatea divină cu blândețea. El a fost accesibil pentru toți oamenii. El nu s-a enervat pe niciun om și chiar dacă el s-a enervat pe anumite stări de fapt, stări de păcat, el nu și-a exprimat în mod păcătos mânia din interior. Pe muntele fericirilor, blândețea urmează, în ordinea experiențelor, după sărăcia în duh și întristarea produsă de aceasta. Observați că ea este așezată după sărăcia în duh ca și o consecință a acestuia. Adică, o persoană care nu este săracă în duh nu poate fi blândă. Omul mândru, omul arogant, omul modern căruia îi se spune tu ești cel mai tare, tu trebuie să lovești cel mai tare, tu trebuie să îi învingi pe toți, trebuie să îi descalifici pe toți. Omul acesta nu are în vedere să fie blând. Dimpotrivă, el este agresiv. El crede că se protejează cu agresivitatea lui. El crede că este un fel de a învinge pe ceilalți, de a intimida. El nu urmărește să fie blând pentru că în mintea lui a rămas acea primitivă prejudecată, blândețea este o slăbiciune și nu ajungi departe cu atitudinea aceasta. Când omul este născut din nou, din Dumnezeu, dintr-o dată el înțelege că felul de a trăi este diferit de până atunci. El abordează viața cu o atitudine de blândețe știind că Dumnezeu binecuvintează omul blând. Omul duhovnicesc înțelege că nu agresivitatea îi dă succes în viață. Nu să fii impulsiv și violent, verbal, fizic sau în relație în oricare fel, ci o atitudine echilibrată de blândețe,
atrage binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă succes nu pentru că meriți, ci pentru că urmărești împlinirea valorilor lui în comportamentul tău. De aceea blândețea generează binecuvântarea lui Dumnezeu, însă ea este prin excelență un atribut urmărit de oamenii duhovnicești. Niciun om firesc nu se încumetă să devină blând, pentru că blândețea în absența lui Dumnezeu este privită în continuare ca și în antichitate ca o slăbiciune umană. Atunci când ești confruntat cu viața, cu oamenii, cu necazurile, niciun om nu abordează o atitudine de blândețe, pentru că nu ajungi departe în felul acesta. Oamenii răspund cu agresivitate, cu violență și ei încearcă să se protejeze cu atitudinea aceasta, crezând că este ceea ce ei trebuie să facă. Omul duhovnicesc știe că oricât de agresiv ar fi în viață, este vulnerabil, este expus. De aceea lasă pe Dumnezeu să intervină și să protejeze, să ia lui partea. Tocmai de aceea el acceptă, el alege să fie blând. A fi blând este o alegere. A fi blând este expresia unei vieți de disciplină. Omul care urmărește blândețea este conștient înaintea lui Dumnezeu de nevrednicia lui, de lipsa meritelor. Nu se revoltă când trece prin necazuri, pentru că el știe că încercarea este un mijloc ales de Dumnezeu, folosit de Dumnezeu pentru maturizarea lui și pentru consolidarea omului din interior. Blândețea este o expresie, o atitudine a omului interior. Omul modern nu accentuează omul interior, el accentuează omul firesc care se exprimă în mod carnal, prin păcat, prin instinctele primare. Însă omul duhovnicesc știe că blândețea este o cunună pentru omul interior, adică pentru omul duhovnicesc. El își dezvoltă omul duhovnicesc, el smulge buruienile din jurul lui, el îl udă, el afânează pământul la rădăcina pomului acestuia duhovnicesc, știind că tot ce are valoare în fața lui Dumnezeu este omul duhovnicesc și omul duhovnicesc sclipește prin expresia blândeții. De aceea, chiar și persoanele care au comportament coleric sau sangvinic, adică oamenii aceia care sunt predispuși la o stare de nervi, de violență, de agresivitate, ei se disciplinează prin puterea lui Dumnezeu în timp pentru ca să exprime blândețea, să aibă echilibru în comportamentul lor și nu se grăbesc să rostească cuvinte la nervi sau să aibă acțiuni violente sub stări de nervi. Ei se disciplinează să devină blânzi și se implică într-un proces de a deveni blânzi. Cu blândețea nu te naști. Blândețea nu înseamnă să fii flegmatic sau melancolic din punct de vedere temperamental, adică mai moale de felul tău. Aia nu-i blândețe. Blândețea este o alegere la care se ajunge în timpul unui proces de disciplină, de a-ți exprima stările interioare printr-un comportament echilibrat, în frică și în respect de Dumnezeu. În al patrulea rând, pe lângă explicația din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, pe lângă explicația Dicționarului Biblic, pe lângă confuzia secolelor anterioare, adică prejudecata blândeții la bărbați, în al patrulea rând, aș vrea să observăm blândețea care definește caracterul creștin. Blândețea definește caracterul creștin. Apostolii în scrierile lor din Noul Testament, păstrate de Duhul Domnului până astăzi în ceea ce numim Biblia, recomandă o atitudine de blândețe în toate situațiile, dând exemplu blândețea Domnului Iisus Hristos. Blândețea Domnului Iisus Hristos devine un etalon pentru noi. Și Pavel spune, eu, Pavel, vă rog, fraților, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Iisus Hristos. Iată dar că el îl prezintă aici pe Domnul ca pe etalonul blândeții, ca pe exemplul cel mai potrivit pentru blândețe. Observați că Domnul Iisus Hristos a fost blând, dar nu slab. A fost blând, dar nu moale. A fost blând, dar nu indiferent. A fost blând, dar nu pasiv și lipsit de pasiune. Domnul a avut forță în acțiunea lui. El a fost plin de interes și plin de râvnă.
Dar în același timp, atunci când s-a exprimat, s-a exprimat cu blândețe, a fost accesibil pentru oameni. Cei mai păcătoși păcătoși au avut acces la el. Aduceți-vă aminte de Zacheu, Maria Magdalena și mulți alții. Apostolul amintește că blândețea face parte din roada Duhului și acolo unde este Duhul, este și roada Duhului. Dacă în grădina noastră avem un cais, el va face fructe toamna, iar fructele vor fi absolut întotdeauna caise. Tot la fel unde există Duhul Sfânt, există și fructul Duhului Sfânt. Și unul dintre cele nouă, al optelea, este blândețea. Este imposibil să fie Duhul Sfânt într-un loc unde nu e blândețe. Și este imposibil să nu fie blândețe acolo unde este Duhul Sfânt. Blândețea nu este expresia străduințelor omenești. Omul firesc nu are capacitatea să se străduiască atât de mult încât să ajungă la performanța de a fi blând. Performanța de a fi blând este absolut deasupra capacității umane. A fi blând presupune să fii duhovnicesc, nu firesc. Omul firesc, indiferent de educația lui, nu poate să ajungă blând. Poate să fie duplicitar, fățarnic. În anumite situații să pară blând pentru anumite interese ale lui, dar în momente în care își permite, el va răbufni cu mânie și își va da în petec, cum spunem noi românii. Omul duhovnicesc va urmări să fie blând și va avea resursele să fie prin Duhul Sfânt care locuiește în el. Blândețea este direct proporțională cu Duhul Sfânt în om. Este imposibil să fii blând fără sau despărțit de Duhul lui Dumnezeu. Plin de Duhul vei fi plin de blândețe. Dar asta nu înseamnă că imediat în urma botezului cu Duhul Sfânt sau imediat în urma convertirii se va declanșa o atitudine de blândețe totală. Nu! Duhul Sfânt își instalează expresia de blândețe printr-un proces de disciplină a credinciosului în care trebuie să se implice conștient, personal și voluntar. Asta ia timp. Asta nu înseamnă că dacă te-ai convertit dintr-o dată sub impactul Duhului Sfânt, vei deveni dintr-o dată blând. Sau în urma unei experiențe speciale cu Duhul Sfânt, în urma botezului cu Duhul Sfânt, dintr-o dată, peste noapte, vei deveni de o blândețe extraordinară. Nu! Atunci primești doar resursa să devii blând, pe care o folosești în mod progresiv prin procesul disciplinării. Blândețea este ca o haină, este ca o vestimentație cu care omul se îmbracă și îl definește. Este limpede că noi putem să calificăm o persoană și în funcție de vestimentație. Dacă privim, observați pe stradă, întâlnim o femeie care are tricou mai scurt decât ar trebui cu o palmă și îi se vede o parte din abdomen. Nu-i stă frumos unei femei, unui adult în general, să umble în societate cu o parte atât de intimă a trupului goală. Asta trădează ce are în cap. Asta trădează ce valori are morale. Asta trădează că ea vrea să-și expună o parte a trupului pentru anumite interese ale ei. Când întâlnim o persoană îmbrăcată decent, nu neapărat primitiv sau în alt fel, ci decent, un om care se respectă pe sine și care se îmbracă cu gust și frumos, noi îl calificăm pe omul acesta ca pe o persoană echilibrată, ca pe un om care are demnitate și simțim că stăm în fața unui om și faptul că el se îmbracă așa ne obligă să-l respectăm. Dar persoanele care își expun în mod prea liber trupul, aproape că atrag disprețul, vestimentația devine o haină care ne obligă să calificăm omul. Tot la fel, ca o haină este blândețea care îmbracă omul în caracterul lui, în comportamentul lui. Și citim în cuvântul Domnului la Coloseni, capitolul 3, versetul 12, despre asta, acolo unde cuvântul Domnului ne spune că îmbrăcați-vă astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie și cu blândețe. Blândețea este ceva cu care te poți îmbrăca, este haina care se vede. Blândețea nu este ceva ce poți ține ascuns.
Blândețea se vede. Asta nu înseamnă că dacă te abții într-o seară și ești mai tăcut ca să pari un om blând, o să treci drept un om blând. Blândețea transpiră prin tot ceea ce faci, prin privire, prin vorbire, prin absolut toate lucrurile. Un om care nu e blând nu reușește să înșele pe cei care îl cunosc că el este blând. Blândețea este ceva ce se vede, este haina. Eu nu vă pot spune că costumul meu este de culoare albă. Este evident pentru dumneavoastră că e de culoare negru. Blândețea este ceva ce se vede. Nu-i nevoie ca eu să spun că sunt blând. Dumneavoastră deja ați văzut dacă sunt sau nu sunt. Dacă mai și încerc să spun că sunt, timp în care nu sunt, devin penibil. Iar dacă m-ați văzut deja ca pe un bărbat blând, nu mai are rost să spun eu că sunt blând. Asta este ca și un proverb englezesc. Când ești o adevărată doamnă, nu mai trebuie să susții asta, că se vede de departe. Blândețea face dovada unui caracter cristic, adică creștin, asemănător cu al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 21, Scriptura ne vorbește despre asemănarea noastră cu caracterul Domnului Iisus Hristos. Spunea apostolul, ce doriți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragostea și cu duhul blândeții? Observați că blândețea este un duh, un duh care se exprimă prin comportament. Absența acestui duh atrage un al doilea fel de duh, care și el se exprimă violent, agresiv, individual, mândru, arogant. Expresia firii în opoziție cu expresia duhului. Frați și surori, în această seară noi am renunțat la activități cotidiene, poate chiar la confort sau odihnă, la cumpărături. Și am venit în joi seara la biserică. Am venit nu pentru că ne-a motivat obiceiul nostru de a veni, ci pentru că ne-a motivat responsabilitatea și demnitatea de creștini, dar și dorința de a fi din nou cu Domnul și cu frații. Dumnezeu folosește oportunitatea aceasta când suntem prezenți la picioarele Lui și încearcă să ajungă la conștiința noastră cu un aspect sensibil al comportamentului nostru, blândețea. Și așa cum vom observa mai târziu, nu este nedemn pentru un bărbat să fie blând. Aceasta nu-i fură masculinitatea, adică specificul de bărbat, ci dimpotrivă îi fură specificul de om firesc și îi dă specificul de om duhovnicesc. Pentru că blândețea este prin excelență o trăsătură spirituală. Ea nu este urmărită de oamenii firești pentru că nu este un ideal pentru omul din lume. A fi blând înseamnă a fi slab. La succes în lume se ajunge prin a-ți cere drepturile dând cu pumnul. Când îl cunoști pe Dumnezeu, procedezi altfel pentru a ajunge la succes. Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă deodată un om dintre voi ar cădea în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, atenție, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Pavel nu spune voi să-l ridicați cu duhul blândeții. El știe că numai oamenii duhovnicești poate să folosească duhul blândeții. Aici Biblia nu se referă la a cădea în păcat, ci se referă la a cădea deodată într-o greșeală. E mare diferență între una și alta și nu face obiectul predicii mele în această seară, dar aș vrea să facem diferența. Important este că atunci când greșești, persoana care vine să te ridice, să știi că este un om duhovnicesc. Este ușor să-l critici pe un frate, pe o soră. Este ușor să-ți deschizi gura, să neglijezi 99 de defecte pe care le are un om și să lovești într-o slăbiciune. 99 de calități pe care le are un om și să lovești într-o slăbiciune. Aceasta e la îndemâna oricui. Cine n-ar putea să-și deschidă gura și să spună, a întârziat. Uite că nu a făcut sau că a făcut. Care dintre noi este absolut perfect? Care dintre noi e fără greșeală? Unul singur a fost, regele, Hristos Domnul. Însă când un frate este duhovnicesc, el nu este cu ochii să vadă unde greșești.
El este cu ochii să te ridice atunci când cazi. Orice om când greșește, el se condamnă pe sine, el este frustrat, el e descurajat. De aceea este nevoie de un om duhovnicesc care să vină și să-l susțină, să-l ridice, să-l pună din nou în picioare, să-l restaureze, să-l repare. Atunci când mașina mea face panul, eu nu-i dau foc. Atunci când copilul meu se murdărește, nu-l arunc o dată cu apa în care l-am spălat. Atunci când fratele meu greșește, nu-l pun la zid și spun că e un netrebnic. Pentru că eu am minte din Dumnezeu, dar dacă am, se vede. Dacă nu se vede, înseamnă că n-am. Nu poți să ai minte și să nu se vadă. Nu poți să fii blând și să nu se știe. A fi blând este o trăsătură de caracter care îmbracă comportamentul uman. Blândețea aceasta a noastră, noi de obicei o manifestăm mai evident față de unele persoane decât față de altele. Spre exemplu, eu sunt tentat să fiu mai blând cu copiii mei decât cu alți copii. Eu sunt mai tentat să fiu blând cu mama decât cu alte femei. Adică, persoanele din viața mea sunt subiectiv cu ele și le tratez cu mai multă toleranță. Aduceți-vă aminte de Asa, se numea predica aceea, omul care a început bine și a sfârșit rău. Omul acesta, când a văzut-o pe mama lui, fiind împărăteasă alături de el, că continuă să se închine la idoli, el i-a luat autoritatea de împărăteasă și i-a spus: mamă, mă doare sufletul pentru că ești mama mea, dar acum îți vorbesc nu ca fiul tău, ci îți vorbesc ca împăratul acestei țări. Nu sunt lipsit de dragoste de copil față de tine și nu sunt nedrept. Nu-ți socotez meritele de mamă, dar te tratez acum ca pe un om al lui Dumnezeu. Îți iau autoritatea de împărăteasă pentru că o folosești pentru diavolul. Un om care a fost obiectiv chiar și cu mama lui. Față de cine ar trebui să ne manifestăm noi blândețea, frați și surori? Haideți să observăm puțin scripturile și să redeschidem la Tit. Aici cuvântul Domnului ne învață și ne spune: noi trebuie să fim blânzi, în primul rând, față de toți oamenii. Tit, capitolul 3, versetul 2. Ci plin de blândețe față de toți oamenii. A doua parte a versetului 2. Noi trebuie să fim blânzi față de toți oamenii. Eu nu trebuie să fiu blând doar cu copiii mei, trebuie să fiu și cu aia altuia. Eu nu trebuie să fiu blând doar cu femeia care este soția mea, ci trebuie să fiu cu toate femeile. Eu nu trebuie să fiu blând doar cu frații de la Betania, eu trebuie să fiu blând cu toți frații. Eu nu trebuie să fiu blând doar cu oamenii de pe strada mea sau cu colegii mei doar, ci eu trebuie să fiu blând cu toți oamenii. Cine-i blând? E blând cu toții. Dacă eu am ochi albaștri, nu am ochi albaștri doar când vin la biserică. Dacă eu am 1,70, n-am 1,70 doar joia. Culoarea ochilor mă definește, ea e întotdeauna aceeași. Înălțimea mea nu o pot schimba de la o zi la alta. Eu sunt specific de înălțimea aceasta. Atunci când ești blând, nu poți să fii blând din când în când. Aia se numește altfel. Blândețea este o haină care te îmbracă, te definește. Și cine-i blând trebuie să fie blând cu toți oamenii, pentru că aceasta este performanța la care ne așteaptă Dumnezeu să ajungem. Motivația pe care un om al lui Dumnezeu o are să fie blând cu toți oamenii este următoarea, versetul următor. Și noi eram altădată fără minte neascultători. De aceea spune Pavel: fiți astăzi blânzi cu oamenii neascultători și fără minte. Pentru că și noi am fost odată așa. Aduceți-vă aminte. Nu ne-am născut pocăiți. Pocăința a fost o alegere a noastră la o vârstă adultă, când am renunțat să mai fim fără minte, adică firești, și am devenit cu minte, adică duhovnicești. De aceea, fraților, înțelegeți-i pe oamenii care n-au minte și fiți blânzi cu ei. Fiți toleranți cu ei. Nu cu păcatul lor, ci cu ei ca indivizi. Motivația de a fi blând cu un om din lume este înțelegerea că el e fără minte, e fără Dumnezeu și fără Duhul lui Dumnezeu, adică firesc, și de aceea se comportă așa. Eu îl înțeleg pe el și sunt blând cu el. Asta nu înseamnă că accept faptele lui, ci înseamnă că doar îl înțeleg că e un om firesc fără Dumnezeu și e normal să se comporte așa. Apoi, noi trebuie să fim blânzi cu potrivnicii noștri. La 2 Timotei, capitolul 2, versetele 24 și 25, cuvântul Domnului ne învață asta și ne spune: robul Domnului nu trebuie să se certe,
El trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea, observați, încearcă pe cei care îți sunt potrivnici să îi îndrepți în speranța că Dumnezeu te va folosi să ai succes în îndreptarea lor. De obicei, potrivnicii nu se lasă îndreptați de potrivnici. Dușmanul meu, dușmanul dumitale, în general oamenii care au dușmani, nu se lasă învățați și corijați de dușmanii lor. Ultima persoană de la care un om ar vrea să învețe e dușmanul lui. Dar Biblia spune, chiar dacă cineva ți-e potrivnic, încearcă cu blândețe să-l atragi, în speranța că Dumnezeu va folosi instrumentul numit blândețea ta pentru ca să-l cucerească pe el și să-l aducă înapoi. Nu dispera spunând, nu fac asta că oricum nu mă ascultă. Crede în Dumnezeu, crede în imposibil. Credința înseamnă să crezi imposibilul. Apostolul se dă exemplu de blândețe folosind o imagine absolut potrivită. El spune la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Ați întâlnit și dumneavoastră adulți care se certau sau se bătea cu un alt adult. Însă n-ați întâlnit niciodată o mamă care, având un baby în brațe, se ceartă cu el sau îl bate. Ea știe că baby n-are capacitatea să priceapă și de aceea are multă înțelegere față de el. Când o trezește noaptea, nu-i dă 10 palme spunând, iar mai trezit. Dimpotrivă, cu o dragoste absolut de neînțeles și cu o răbdare foarte mare, ea se ocupă de copil chiar dacă e nevoie până dimineața. E un baby care are nevoie de o îngrijire specială. Apostolul face această comparație și spune, așa cum o mamă are răbdare cu copilul ei când se trezește noaptea, așa eu am avut răbdare cu voi. M-ați vorbit de rău, nu m-ați înțeles, nu m-ați ajutat, n-ați ascultat cuvântul, m-ați criticat, ați crezut că am interese nu știu de care, dar am avut răbdare pentru că am știut că sunteți niște baby în credință. Și am așteptat ca să creșteți hrănindu-vă cu Evanghelia. De asemenea, în calitate de creștini, de oameni ai lui Dumnezeu, noi trebuie să fim blânzi cu creștinii care sunt firești, cu creștinii care deja sunt creștini, dar nu sunt crescuți spiritual. Ei sunt născuți din nou, ei sunt convertiți, dar nu au crescut, ca și copilul s-a născut, dar nu mai crește. Și cuvântul Domnului spune, fraților, chiar dacă cineva ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, nu ca și el neduhovnicesc, să-l ridicați. Iar la 1 Corinteni, capitolul 2, până la sfârșitul capitolului 2, Biblia ne vorbește despre cele patru categorii de oameni, unii dintre ei fiind creștini firești. La Efeseni, capitolul 4, versetul 2, cuvântul Domnului ne spune că trebuie să fim blânzi cu frații în credință. Frați și surori, noi avem această prejudecată că frații din biserică trebuie să fie perfecți. Adevărul este că frații din biserică trebuie să fie sfinți, iar sfințenia se exprimă prin perfecțiune. Însă sfințenia fraților nu este absolută. Și frații au slăbiciuni. Iar cuvântul Domnului ne învață cu toată smerenia, cu blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Nu vă tăiați gâtul imediat unii la alții. Nu vă decapitați acum dacă cineva s-a întâmplat să greșească într-un fel. Nu fiți netoleranți, nu fiți de metal cu omul ăla. E din carne, i-a scăpat o vorbă, i-a scăpat o atitudine, fiți îngăduitori, manifestați blândețe pentru că mâine s-ar putea să cazi tu. Nu face pe grozavul că ești în picioare, ești din țărână, omule. Apostolul Pavel insistă foarte mult asupra acestui aspect. Asta nu înseamnă că noi tolerăm păcatul, nu! Însă noi avem în vedere ridicarea oamenilor. Avem în vedere ridicarea oamenilor. Sigur că limita între a nu tolera păcatul și a ridica omul este o limită care trebuie aleasă în funcție de circumstanțe și câteodată este delicat să o alegi, este dificil. Apoi noi trebuie să fim blânzi cu noi înșine. 1 Timotei 6 cu 11, cuvântul Domnului ne spune asta. Noi trebuie să fim blânzi cu noi înșine.
De asemenea, blândețea aceasta, ne învață Petru, este o metodă de evangelizare în familie. În familie, Evanghelia nu se predică, se trăiește. În zadar încerc eu să-i spun soției mele, cu care trăiesc de 21 de ani, ce să facă dacă ea 21 de ani a văzut la mine că eu nu fac asta. N-are niciun impact ce-i spun eu. Ce-i spun eu este drept, dar faptul că eu nu fac asta anulează dreptatea la ceea ce-i spun. Ea mă disprețuiește pe mine când eu învăț pe ea timp în care eu nu fac. În familie, Evanghelia nu se predică, se trăiește. Și Petru vorbește femeilor credincioase care aveau bărbați necredincioși și spune: voi, femeilor credincioase, aveți o atitudine duhovnicească ca în felul acesta să-i câștigați pe soții voștri. Iată dar că blândețea devine o metodă de evangelizare. Nu numai că este o metodă de evangelizare, este o atitudine de evangelizare. La 1 Petru capitolul 3, versetul 15, prima referință a fost de la 1 Petru capitolul 3, versetul 4, cuvântul Domnului spune: și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care e în voi cu blândețe. Atunci când cineva vă cere să vorbiți despre credința voastră, atitudinea cu care vorbiți trebuie să fie blândețea. Atitudinea de evangelizare trebuie să fie blândețea. Metoda de evangelizare în familie trebuie să fie blândețea. Încă ceva. Metoda de a te lăsa evangelizat trebuie să fie blândețea. Iacov 1:21. Cuvântul Domnului spune aici: de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul. Nu numai spuneți cu blândețe cuvântul, ci și primiți cu blândețe cuvântul. Nu fiți agresivi când primiți cuvântul. Nu fiți critici. A, se ridică ăsta, bătrânul ăsta, tânărul ăsta, nordistul ăsta, vestistul ăsta, sudistul ăsta, tot felul de calificative absolut fire și banale. Când se predică Evanghelia, nu trebuie să ne concentrăm asupra la persoana care o predică. Ăsta este doar un difuzor. Că e difuzor de 8, în ce se măsoară? Că e de 8 sau e de 5 sau e de 3 sau e de 10, nu are nicio importanță. Că e într-o cutie albă sau neagră, asta nu are nicio importanță. Importantă este sunetul care iese de acolo. El se îndreaptă spre noi și noi suntem responsabili când îl ascultăm. Însă, datorită imaturității, noi ne concentrăm la difuzor și nu ne mai interesează mesajul pe care îl spune cel care e la stație, adică Dumnezeu. Biblia spune: primiți cuvântul cu blândețe, adică fiți echilibrați când ascultați cuvântul Domnului. Nu vorbiți, nu râdeți, nu fiți neatenți, nu fiți pasivi, ci dimpotrivă, fiți plini de pasiune, lăsați cuvântul acela să vă ajungă în inimă și în minte. Ascultați-l cu poftă, cu foame, cu sete, cu dorință. Aceasta trădează maturitatea. Aceasta dă pe față statutul de om duhovnicesc. Credeți că eu fac impresie dacă am 20-30 de ani în adunare și tot timpul vorbesc? Credeți că pot să înșel pe copiii aceștia și are vreo importanță că eu am 30 de ani în adunare dacă ei mă văd pe mine vorbind tot timpul în timpul adunării? Cei 30 de ani sunt egal cu zero pentru ei dacă nu am demnitatea în fața cuvântului să ascult cu blândețe. Frați și surori, maturitatea spirituală e diferită de vechimea în pocăință. Câteodată e diferită. Vârsta la pocăință nu arată neapărat maturitatea spirituală, ci arată vechimea în adunare. Sigur că cele două ar trebui să se întrepătrundă și de cele mai multe ori se întrepătrund. Însă sunt și grave excepții. Mă întreb în această seară, nu cumva sunt eu una dintre ele? Ca și Petru, ca și ucenicii, Doamne, nu cumva sunt eu. Matei capitolul 11, versetul 29, blândețea devine o dovadă a urmării Domnului Iisus Hristos. Matei capitolul 11, versetul 29, acolo Domnul Iisus Hristos stă în fața oamenilor și spune cuvântul pe care dumneavoastră toți îl știți: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și versetul 29 începe să explice: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând. Hristos spune: veniți la mine
2. Învățați de la mine. 3. Acum duceți-vă. Dar duceți-vă după ce ați învățat să fiți blânzi ca mine. Blândețea ne dă identitate de oameni duhovnicești. Face dovada duhovniciei noastre. Pentru că arată prezența Duhului Sfânt, a cărui roadă este blândețea. Aș vrea să închei în această seară, frați și surori, cu punctul numărul 5. Cu cine este asociată blândețea în Biblie? Psalmul 37 cu 11 sau Matei 5 cu 5. Blândețea este asociată cu moștenirea sfinților, cu moștenirea în împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, 2 Corinteni 10 cu 1. Blândețea este asociată cu rugăciunea. În al treilea rând, Efeseni 4 cu 2. Blândețea este asociată cu smerenia și îngăduința. 1 Timotei 6 cu 11. În al patrulea rând, blândețea este asociată cu neprihănirea și evlavia. Tit 3 cu 2. În al cincilea rând, blândețea este asociată cu cumpătarea, cu echilibru, cu verticalitatea. Și în ultimul rând pentru mine în această seară, înainte de rugăciune, Iacov 3 cu 13, blândețea este asociată cu înțelepciunea. Moștenirea împărăției, rugăciune, smerenie, îngăduință, neprihănire, evlavie, cumpătare și înțelepciune. Aceste lucruri fac parte din buchetul unde este și blândețea. Este sau nu este? Trebuie să fim blânzi, frați și surori. Însă blândețea aceasta este consecința unui proces de disciplină în care ne implicăm, în care ne focalizăm, asupra căruia ne concentrăm. Ferice de cei sfinți, pentru că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei sfinți, pentru că ei vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În această seară, oamenii lui Dumnezeu care veniți de departe, prin necazurile acestei lumi urmându-L pe Domnul, permiteți-mi să vă invit la un moment de cercetare în rugăciune, când stând în fața lui Dumnezeu să ne calificăm pe noi în ceea ce privește blândețea noastră, cât de blânzi suntem noi sau cât de agresivi suntem noi. Trebuie să recunoaștem că tendința vremurilor noastre este ca biserica să devină lumească, iar lumea să devină bisericească. Suntem predispuși unui curent de ecumenizare între biserică și lume, iar biserica importă valorile ei lumii, iar lumea importă valorile ei bisericii. Și ne trezim cu o blândețe agresivă, necreștină, și în seara aceasta este un moment în care, stând în fața lui Dumnezeu, eu, poate e ultima seară în care pot să stau în fața lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un frate, el mergea într-o biserică adventistă. A fost într-o sâmbătă seara, cum merg ei, sâmbătă seara la biserică, a încheiat ziua de sabat, a predicat, era păstor. A predicat, s-a rugat, a dat mâna cu frații la ușă, s-a dus acasă, a mâncat cu familia, s-au bucurat, au stat de vorbă, au avut părtășie, s-au rugat și s-au culcat. A doua dimineață, toți cei care au fost cu el la adunare s-au trezit. El nu s-a mai trezit. El a rămas să se odihnească veșnic. A fost ultima lui rugăciune. A fost ultima lui rugăciune. Frați și surori, eu recunosc că rugăciunea pe care o fac acum poate fi ultima pentru mine. Dacă ar fi ultima, ce ar trebui să spun în rugăciunea aceasta? Adevărul este că ar trebui să mă închei toate conturile mele cu Dumnezeul căruia i-am administrat anumiți talanți, pentru că ajungând la El să-mi spună nu du-te, ci să-mi spună vino. Sunt atât de obosit, venim dintr-o lume stresantă, unde-s responsabilități de tot felul și ne așteaptă o odihnă veșnică. Frați și surori, pe noi ne așteaptă o odihnă veșnică. Pe noi ne așteaptă împăratul să ne șteargă lacrima, să ne ducă într-un loc unde ne vom odihni de toate oboselile noastre, de toate dărniciile și slujirile noastre, de tot ce am făcut pentru El ne așteaptă ca să ne odihnim. Frați și surori, asigurați-vă că este un drum neted în fața noastră și că Domnul spune vino. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului și să ne rezolvăm problemele dacă ele există și să primim libertatea și încredințarea că suntem înaintea Domnului într-o stare de cercetare și de veghe spirituală. Vă invit respectos să ne luăm timp și stând în picioare cu toții să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj.
De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu